Sunt Dorina de la Another Side of Me și astăzi vă voi arăta cum îmi usuc și îmi coafez părul cu ajutorul Pedi Eye Pro Rotating Brush 800 de la Babyliss. Pedia rotativă arată cam așa și mai are încă un capăt mai subțire. Acesta este de 50 mm, iar acesta de 35. Să vă arăt peste puțin timp în acțiune. Acum 2 săptămâni am început să folosesc pentru prima oară o perie rotativă. Am mai folosit-o de la alte prietene acum ceva vreme, însă îmi rămânea încălcită în păr când aveam părul mai lung și nu știam, nu mă descurcam să o folosesc. Însă am văzut multe videoclipuri în care părul arăta super coafat cu această perie și am zis că totuși trebuie să o încerc și eu, mai ales că acum am părul de lungime medie. Și am zis, ce-o fi o fiind, doar ce o să mi se întâmple, îmi rămâne puțin încurcat părul și asta e până la urmă. Dar am fost super surprinsă. Dacă mă urmăriți pe Snapchat, am postat acolo un clip în care vă arătam când am folosit-o prima oară. Am folosit-o imediat cum am primit-o, pentru că întâmplător îmi făcusem baie când a venit curierul cu ea și am folosit-o atunci, de curiozitate. Nu mi-a rămas părul încălcit. E foarte ușor, nu am citit nici măcar instrucțiunile și am reușit să o folosesc din prima, deci e chiar foarte, foarte ușor de folosit. Și părul coafat cu ea arată super. Eu am părul drept, după cum știți, însă după baie îmi stă puțin frizzy, ca așa acum, nu știu dacă se vede bine pe cameră, mă stă puțin electrizat și nu are nici foarte mult volum, însă coafa cu această perie arată super. Și o să vedeți, mă arăt după acum și o să vedeți și după. Tocmai mi-am spălat părul și l-am lăsat puțin în prosop să se zvânte. Nu vă recomand să folosiți această perie când este încă ud, imediat după ce ieșiți din baie. Trebuie să lăsați puțin. Eu mi-am făcut machiajul și între timp s-a și zvântat părul. Și haideți să vă arăt cum o folosesc. Perie e foarte ușor de folosit, eu m-am terminat de uscat. Îmi place foarte mult că părul meu are și volum, după cum puteți observa. Pentru partea din spate am folosit peria de 50 mm, iar pentru partea din față, pentru că am șuvițe foarte scurte, am folosit peria de 35 mm.
Și am folosit-o cât sub șuvița de păr, adică așa, cât și pe deasupra, întorcând părul invers. În funcție de cum vreți să vi-l aranjați. Și fără să o învârtiți, să o folosiți doar pentru a vă usca părul. Mi se pare foarte ușor de folosit și foarte utilă, mai ales atunci când te grăbești și vrei să-ți dai o formă la păr, nu doar să-ți-l usuși, pentru că ați observat, după ce-ți usuși, părul stă foarte electrizat și trebuie totuși să-l mai aranjezi cât de cât. Asta poți să o folosești chiar înainte de a pleca. De exemplu, eu acum mă grăbesc să ajung la concertul Maroon 5. După ce încheie acest videoclip, o să trebuiască să merg să mă îmbrac. De asta am și un machiaj puțin mai strident față de obicei. Mie îmi place foarte mult această perie și chiar vă recomand. O să vă las linkul de la ea în căsuța cu descrieri. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă da, nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul nostru în caz că nu ați făcut-o deja și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip. Pa, vă pupat! Side of me și am revenit cu nou bucăton!